Bună, sunt Violeta și sunt alături de Andrei de la FCDR. Bună, Andrei! Bună seara! Cum a fost meciul în această seară? A fost un meci echilibrat. M-am alunecat puțin pe terenul ăsta de la ploaia care a fost și atât, ce să zic. Echipa adversă a spus că voi erați favoriții. Ce s-a întâmplat? Nu ne-am concentrat cum a trebuit, ce să zic. La penaltiuri e o loterie, nu știu. Poți să ne descrii puțin cele două reprize? Două reprize echilibrate, la fel. Au fost ambele echilibrate, s-a intrat tare, atât, nu știu. Consider că s-a remarcat cineva din cele două echipe? Nu s-a remarcat nimeni, nici decât arbitru. Pentru viitor ce planuri aveți? Nu știu, să mergem în Liga 1 și să vedem ce facem mai nou acolo. Vă gândiți să faceți schimbări în ce privește componența echipei? Nu, mergem aceeași. Multă baftă vă doresc. Mersi. Mulțumesc și eu. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Cipita. Vă pup!